Domnule ministru, am văzut inclusiv recent la întâlnirea cu ambasadorul Germaniei, vorbeați de implementarea unei strategii generale pentru conceptul open source. Când se va întâmpla asta? Ce va presupune? În primul rând, dați-mi voie să salut și eu ascultătorii mediului virtual, să zic așa, da? Și să sper că pe calea asta mă ascultă și fiul meu, care el mai mult stă pe internet decât la televizor sau la aparatul de radio. Referitor la strategia open source. La nivelul Uniunii Europene, la ora actuală, există anumite direcții de acțiune. România nu face altceva decât să atașeze și a acestei direcții. Eu personal am spus că lucrez atât cu produse proprietar, cât și cu produse open source. Le cunosc avantajele și dezavantajele fiecare în parte. Vom demara acest proces absolut în toate componentele, începând cu instruire, continuând cu furnizarea de produse open source și, bineînțeles, implementarea lor. Dar, repet, trebuie să ținem cont și tot timpul, transparent, să spunem și avantajele și dezavantajele unei asemenea strategii. Niște termene concrete. Deci, la ora actuală, la minister, există făcută o echipă care se ocupă de acest lucru. Și când vom vedea această strategie? De asemenea, zilele trecute am primit chiar studiile de pe Germania și de pe Franța în privința abordării open source-ului în instituțiile statului. Discutăm de instituțiile statului. Și estimați că în cât timp veți... Când discutăm de asemenea concepte, sunt concepte dinamice. Noi le pornim. În continuare, fiecare trebuie să-și pună în balanță în momentul când le implementează. Și mă refer la o primărie. Și dacă le implementează, că v-am spus, adică trebuie să fim corecți. Și produsele proprietar au avantajele lor. Și atunci, noi nu trebuie decât să lansăm regulile, să lansăm strategia și în continuare toți ceilalți își vor face propriile planuri. Nu vom acționa de mâine să întâmplă așa. Nu. Ci pur și simplu lăsăm piața să funcționeze prezentând și această componentă. Știți că foarte mulți nu cunosc această componentă a pieței IT. Că veni vorba de primării. Vreți să faceți până la sfârșitul acestui an, ați spus, platforma de plăți electronice. Deci când stăm de vorbă, acest proiect este în derulare. Cu cine? Cât ne costă? Suntem în termene, avem o diagramă clar de lucru. La ora actuală s-au instalat programele pe serverele MCSI-ului. Sunt teste, sunt 4 primării înrolate pe care să fac teste, deci suntem în termen. Cine pune la dispoziție această platformă? Această platformă este construită într-un memorandum cu Apero. Apero este o asociație a băncilor. Deci, practic, prin Apero venim și ne alăturăm sau mergem spre toate băncile odată, sau aproape toate băncile din România. Tot alături de Apero se află și cei mai importanți furnizori de carduri. Pentru platforma asta? Nu, statul român nu plătește nimic. Că sunt fonduri bugetare, nu. Doar. Deci, statul român nu plătește nimic. Costurile sunt, practic, la momentul actual zero. Vor fi în continuare niște costuri, dar toate legate de procesul care se va desfășura. În proiectul de hotărâre de guvern se spune că primăriile vor fi obligate să se înroleze. Ați enumerat 4 primării. Aceste 4 primării sunt în teste. Știu, dar Ministerul Comunicațiilor în proiectul de hotărâre... Primăriile și instituțiile statului. Da, trebuie să monitorizeze această înrolare. Cum o va face? Deci acolo există și un grafic de înrolare. Dar eu vă mai spun un lucru. Există și această obligație. Dar totodată, fiecare primar, care depinde în final de voturi, trebuie să fie conștient că trebuie să se atașeze unui sistem modern de plată electronică. Deci eu, personal, mă bazez mai mult pe partea logică
a implementării. Dacă o să avem și oameni care nu gândesc logic, o să elimine electoratul. Când o să vadă că el nu își poate plăti de la București un impozit la Comuna Helegiu. Înțelegeți? Despre România. Fostul ministru a ridicat în slăvi acest proiect. Dumneavoastră deci, spuneți că nu este... Este o strategie. Stați puțin. S-a vorbit despre un proiect, despre o platformă care să aducă într-un singur loc toate serviciile publice. Exact cum așa când v-ați întâlnit zilele trecute cu ambasadorul Turciei, v-a dat ca exemplu o platformă lansată în 2008 în Turcia, care are până acum 110 servicii publice. La fel trebuia să fie și aceasta în România. Ce se mai întâmplă cu această platformă? Nu e o strategie. Strategia e un document. E concret câte servicii publice vor mai avea românii la dispoziție. Deci voi, dacă discutăm de serviciile publice la ora actuală, prezente pe internet. Să știți că foarte multe servicii sunt prezente asta pe știu, internet. Dar ideea era să deci fie în e-România, da. Le adunăm. Odată și în acel punct unic de contact, dar adunăm toate aceste servicii. Și v-am spus, are două componente mari. Una informațională, în care te poți duce pe e-turist, spre exemplu, și poți să abordezi problema legată de turism, sau pe e-cultură, sau culte, și așa mai departe. Și doi, componenta cea mai importantă este legată de e-guvernare și e-administrație. Practic, e-guvernare este partea centrală și e-administrație partea locală. Și când vom vedea într-un singur loc, e o licitație câștigată de OmniLogic, care ar trebui să facă... Deci este în derulare, să zicem, partea de bază a acestui proiect, acestei strategii, după ce am pus baza la punct și noi sperăm până la sfârșitul anului să lansăm, după care procesul va fi dinamic. Și iarăși revin la logică și spun că poți să lași pe X să nu se atașeze platformei tale, dar nu-i logic ca el să rămână izolat. Deci, până la sfârșitul anului... el va trebui conștientizat și cei de la Ministerul Mediului, spre exemplu, va ar trebui să vină cu serviciile care le-au ei dezvoltate spre platforma noastră. Da? Încă o dată, până la sfârșitul anului, românii vor avea o platformă e-România? O poartă de intrare în deci, România? În privința proiectelor clare, până la sfârșitul anului avem această platformă de plăți. Referitor la e-România, lăsați-mă să văd în ce stadiu. Eu știu în ce stadiu ne aflăm, dar vreau să iasă un lucru sănătos, stabil. De fapt, noi, știți ce punem? Punem fundația la această strategie. V-ați tot întâlnit și se aduce în discuție și cu președintele Băsescu și cu premierul despre o decizie CSAT privind interoperabilitatea sistemelor instituțiilor publice. Despre ce este vorba? Ce trebuie să se facă integrarea până la sfârșitul anului? Integrarea și interoperabilitatea e o strategie, zicem, un proiect sau mai mult o strategie care are un deadline de 2 ani. Deci nu până la sfârșitul anului. Există la ora actuală o comisie înființată și formată din toți specialiștii IT, responsabili IT din ministere, care lucrează tocmai la aceste reguli de interoperabilitate. Și mă refer la regulile de securitate, regulile de acces, nivelele de securitate. Că știu că s-a vorbit de o decizie CSAT că trebuia făcut ceva până la sfârșitul anului. Eu așa mă amintesc că s-a spus. Nu, interoperabilitatea și integrarea sistemelor are un deadline de 2 ani. Mm. Dar referitor la acest subiect și el este un proces dinamic. Da. În informatică nu poți să oprești lucrurile. Deci despre asta ați vorbit atunci cu președintele Băsescu. Da. Bun, o ultimă problemă. Televiziunea digitală terestră. Pe 27 august s-a publicat în Monitor Oficial decizia de amânare până la 1 ianuarie 2015 a trecerii efective la televiziunea digitală terestră. Deci termenul final este 1 ianuarie 2015. Noi vom veni în guvern
cât de repede, dar și cât de repede spun 3-4 luni, cu o nouă strategie. Noi deja avem conturată. 3-4 luni, mai zilele trecute spuneați 2-3 luni de zile. Da, 2-3 luni, deci cu o nouă strategie legată de trecerea la televiziunea digitală și alocarea celor multiplexoare. Și în legătură cu discuțiile pe marginea alocării unei licențe, s-a spus că statul intenționează să aloce către SNR sau... Există... Ce discuții sunt pe tema aceasta, dacă puteți să ne detaliați? Există, deci, odată experiența din alte țări ne spune că statul român trebuie să fie și el beneficiarul unei licențe. Noi lucrăm la cadrul legislativ prin care statul român să aibă și el una din licențe. Dar vreau să vă spun că vom studia... Formulă? Ce formulă deci, luați în calcul? Există și formula în care să fie implicată televiziunea română, există și formula în care să fie implicată Societatea Națională de Radiocomunicații, poate există și o formulă mixtă. Puțin mai multe detalii puteți, adică formula în care e implicată TVR. TVR ca partener alături de cine? Chiar sunt? Deținător de licență. TVR singură? Există și formula asta. Uitați-vă, în Franța așa s-a făcut. Și cu SNR-ul cum? Deci SNR-ul este până în alta un operator. El poate să fie în continuare un operator. Este cel mai important operator de comunicații terestre din România. Deci el va, oricum el va intra în ecuație. Că va intra ca posesor de licență sau că va intra doar ca cel care execută aceste servicii. Și în hotărârea de guvern care o veți da în 2-3 luni, 3-4 luni, va fi prevăzut acest aspect cu TVR-ul sau cu SNR-ul? Deci fiind o hotărâre de guvern viitoare, ea încă nu este fundamentată. Deci lăsați-mă să o fundamentez și atunci vă voi da toate datele.